Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la City Guide. Eu sunt Oana și vă aduc cele mai bune recomandări pentru o seară în oraș. De la ora 19 la Cinema Patria, Mihai Mărgineanu, unul dintre cei mai prolifici artiști autohtoni de muzică folk, va transforma o seară obișnuită într-o petrecere de zile mari, denumită sugestiv Hai manalele se întorc la cinema. Cu melodii celebre, artistul va încălzi ușor atmosfera și va continua timp de aproximativ 2 ore să vă înveselească în acompaniamentul orchestrei sale, pe ritmul melodiilor de succes. Cu toate aceste amestecuri de muzică folk, lăutărească, folclorică, latino sau chiar și rock, Mihai Mărgineanu le propune celor prezenți un eveniment pe care nu-l vor putea uita niciodată. Începând cu ora 20 și 30 de minute la Serendipity Coffee and Tea, West Side Duet vă propune o călătorie muzicală în perioada romantică a jazzului, într-o atmosferă intimă și parfum de ceai. Dan Hagiolu, voce, și Paul Simeon Esperando, chitară și voce, vor fi ghizii călătoriei, interpretând hituri din repertoriul Nat King Cole, Frank Sinatra și alte nume celebre. Extraordinary. It's even more than anyone that you adore and love. It's all that I can give to you. La Arena Pub, de la ora 18, puteți urmări show-ul de stand-up comedy oferit de Tibi Neuronul, Cristi Priză și noul membru al echipei, Radu Pietreanu, de la Vacanța Mare. Tibi Neuronu este cunoscut pentru filmulețele Showtime și interviurile TV România Beată, ca membru fondator al trupei Showtime și pentru cei 7 ani de experiență în stand-up comedy. Cristi Priză este un nume din ce în ce mai prezent în toată țara, nerăbdător să întâlnească publicul bucureștean. Show-ul de stand-up comedy înseamnă o seară puțin altfel, cu mult umor, un spectacol fără inhibiții, fără cenzură, pur și simplu despre viață. Acestea au fost recomandările City Guide pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Oana și vă doresc o zi frumoasă!